Hagi sau Dobrin? Și unul și altul, ca să nu supăr pe niciunul. Am înțeles, e diplomat. Ultima întrebare. Dacă aș spune... Mizez pe diplomația președintelui. Dacă aș spune Dobrin, i-a supărat pe cei care sunt fanii lui Hagi și, și invers. Corect, Răzvan sau Dani? Asta chiar că e cea mai dificilă, fiindcă cu Dani am și jucat pe același teren la un moment dat. Deci, la mini fotbal, da. Tu nu erai colegul atunci. Meu, Dani, da? E adevărat că e la care urlă cel mai mult pe teren? Nu l-am auzit absolut deloc. El a, hai să zic una grea, unde-i Dani? El a vorbit prin fotbal. Unde e, mă, colegul Dani? Ce face? Se ascunde, nu? Vino, mă, încoa! Vino, încoa, avem treabă cu tine. Doamnelor și domnilor, fii atent că mă ridic. Pentru prima dată într-un studio de televiziune, președintele Federației trage la poartă. Și se gândește că în poartă ar fi portarul Ungariei. Iulacis, și pentru prima dată, pentru a doua oară, într-un studio de televiziune, Flavia, termometrul nostru, va apăra poarta de la Neața. Băi, vreau determinare, vreau să dai totul. Păi nu, nu e cu determinare, că ea e... Mă dau de gol fișoare. Răzvane, ea e unguroaică. Nu e unguroaică. Nu trebuie determinare. După cum vedeți, noi spunem că are picioarele lui Torge. Vedeți? Da, de unde și tur... Da. Răzvan, Turginiu. Cătălin, vino lângă noi. În spatele porții, după cum este obișnuit, puberul, el este cea mai bună mobilă de la meciul. Vreau să vă dacă e acolo. Să vină și doi fani să discute cu el la corner. Mai, mai adic... Nu, 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 a glumit, iartă. Puberul mai vedeți în meciurile din Liga 1, dar și în Champions League, pentru că nu e așa. Cum? Și la echipa națională, nu el e așa? Filmează, nu? El jucând fotbal în 85, dacă eu am jucat în 86, că suntem de aceeași vârstă. Practic, el joacă acum foarte bine pe corner, la corner, la corner. Nu cred că ai văzut girafă jucând fotbal. Exact așa arată Puber. A venit Neanelu Crăciunescu, scuză-mă, a venit Neanelu Crăciunescu, antrenor la Naționala de Burtoși, la ziariști. Și nu știa pe niciunul și zicea, tu mai înăltuț, așa-l vedea, gen Puber. Joși patac. Neanelu, eu toată viața pe spate am jucat. Ești patac înalt, ești bine făcut. Tu ăsta mai grăsun portar. Eu n-am jucat portar, eu sunt mijlocaș. Ești grăsun în poartă toată. Ne-a schimbat pe toți când am intrat, eram, nu mai știa unul nimic. Tu așa mai te văd înăltuț, treci pe mijloc. Eu numai în apărare. Nu, 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 pe mijloc. Uite-te la tine cu mână. N-am înțeles nimic. 9-0 ne-a bătut. Domnilor și domnilor, comentariul la cască Iliuță Dobre, Dobre. Răzvan Burleanu șutează, Flavia apără, Puberu filmează. Stai. Nu, să facă nu asta. Schimbul de tricouri e la final, Flavia. Da. Schimbul de tricouri e la final, nu acolo la început. Da? Și nu schimbăm decât... Ia. Atenție! Domnule, fiți gentil, vă rog! Da, da. Acum cred că asta este cea mai dificilă misiune pe care am primit-o până acum. La conducerea federală. Da, asta cu adunarea acționarilor. Cu UEFA, cu astea au trecut. Vino lângă mine, Iliuță Dobere. Da, minutul 40... Ia, da. Minutul 45, Renan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, se pregătește să tragă... Să vedem, iată și primul... Oh, și primul gol, Flavia! Aruncă-te, mă, și tu, că să... Dar ce rugăminte să nu trageți mai repede decât pot eu să comentez. Adică să-și apuc să-și comentez. Vă rog. Să continuăm acum 1-0 pentru Federația Română de Fotbal. Se descalță Flavia. Să vedem acum. Iată ce picioare frumoase. Așa ca la handball. Mergeți un pic mai în spate. Păi aici 7 metri. Unde sunt? Iată, se mișcă puțin. Se fac noi regula Federația Română de Fotbal. Nu se mai trage de la 7 metri. Se trage de la 8. Ușor de dată. Ușor, da, uite. E, leo, la ucioc de barză, la ucioc de barză, dar sunt foarte rapidiști. Hai, ultima măcar, Flavia, hai să tragem un pic de mai bine. Răzvan, așteaptă un pic comentariu. Iată acum ultima fază, să ne aflăm aici pe stadion, în Podcoava Giuleștină, care nu este Podcoava din 1996, pentru că s-a umplut. Se pregătește președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Și la gol nu uita să... Da, și la gol, da, hai să vedem acum, și ne pregătim de gol, și... Leo, ratare, dar gol! Mulțumim, gol! Zice, ne-ai Iliuță, dar n-a fost gol. N-am văzut că era tabela. Să-i mulțumim și lui Puberu, cel care s-a făcut mic, mic și foarte mic. Să fie primit. Să-i mulțumim lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Și hai, România!